Alexandra, și bine ați revenit la un nou videoclip pe acest canal. În ultimul timp am făcut o mulțime de buhăluri, unboxing-uri, tag-uri, challenge-uri și astăzi vreau să fac ceva puțin mai serios și anume o recenzie. Vreau să vă povestesc despre o carte care mi-a rămas adânc tipărită în minte și în inimă. Și anume cartea Printre tonuri cenușii, scrisă de Ruta Sepetys, o carte de la editura Epica, care este publicată în anul 2011 și este bestseller New York Times. Ați mai văzut-o pe acest canal și am făcut și un concurs cu ea. Mie îmi place să citez biografia autorilor și despre Ruta Sepetys. Am aflat că s-a născut în America, doar că are origini lituaniene. Ea povestește despre ororile prin care a trecut poporul ei și de aici vine ideea cărții. M-a săltat în cămașă de noapte. Este prima propoziție din carte, parcă autoarea vrea să ne pregătească pentru ce urmează. Acțiunea se petrece în perioada nazistă și anume în anul 1941 în Lituania. Personajul principal este Lina, o fată de numai 15 ani, care este fiică de rector universitar. Urma să facă școala în Vilnius, la școala de arte, dar din păcate războiul îi schimbă cursul vieții. Într-o seară vine poliția secretă sovietică și îi se aldă pe ea, mama și frățiorul ei mai mic. Îi deportează în Siberia și îi aruncă într-un vagon de vite. Sute de oameni trebuie să stea zilnic numai cu o găleată de apă și una de borhot. Dureros era să vadă oameni de la nou născuți până la vârstnici, chinuiți și maltratați. Și mai dureros era să-și vadă mama a murit în brațe de foame deoarece împărțea și rația ei de pâine cu copiii ei. Lina scria în fiecare zi bilețele pe care, cu speranța că vor ajunge tatălui ei, le trimitea din mână în mână. Vreau să vă citesc cu un gând de pe un bilețel. Sustul meu, Andrius, spune că răul va domni până când oamenii buni, fie bărbați, fie femei, vor considera că trebuie să acționeze. Îl cred. Este un gând care mi-a rămas în minte. Ea a îngropat bilețelele în anul 1954, dacă nu mă înșel, și au fost descoperite în anul 1995 într-o mică ladă de lemn. Romanul are un impact emoțional foarte mare și de câteva ori m-a bufnit plânsul și mă opream să-mi imaginez prin ce treceau ei, chiar dacă este de neimaginat. Sper că v-am făcut cât de puțin curioși despre carte. Sper să o citiți, să vorbiți despre ea. Și vreau să vă spun că nu numai evreii au suferit în timpul războiului, să nu uităm și de românii noștri, basarabeni, deportați. Cartea Rutei ne învață să prețuim fiecare respirație, fiecare colțișor de pâine și să nu rămânem indiferenți de nimic de ce ni se întâmplă. Dacă v-a plăcut această recenzie, nu uitați să dați un like.